Trafic greu pe București. La ora sfârșitului de program. Cred că e 5 acum. Miercuri seara. În toate direcțiile. Și trafic intens. Mai ales spre ieșire din oraș sau spre periferii. Felierul de mici. Asta cu roc a intrat direct de banda a treia. De pe prima. Din spatele meu. Dar eu rămân aici, cred să iau pe podul Grant. Mașini, numai tramvaile merg relaxat. Nici cu 3 de 8, nici cu 3 de 6. Nu mergi mai repede decât cu bicicleta. Schimbăm viteza că dealul e mare. Și depășim hergelii de cai. O, betoniera. Sper că nu curge beton de ea, că ăștia le cam supraîncarcă. Curge beton și fac denivelări pe drum. Chiar mă gândeam să stau într-o zi la un pod sau la un pasaj să veghez, mai ales la pasajul Lujerului. Sprind vreo 2-3 să-i dau pe mâna poliției și să-i dezvăț să mai supraîncarce mașina. Oh, dar podul e plin de mașini. Tramvaiele circulă ca o linie dedicată. Asta cu Range Rover-ul de Ilfov. Oare când o să ajungă, să zicem, la pasajul Lujerului? Dacă nu o ia pe aici la dreapta. Sau iată, autonet. Semn de ZHH. Să văd cu cât timp ajung înaintea lor cu bicicleta. Chiar o să cronometrez. Lipit mergi, frate, de marginea drumului. Ai obligația să faci loc la bicicliști și trotinetiste.
cineva vrea să trăiască. Și s-ar bucura, poate, și medicii să ajungă mai devreme, să aibă mai multe șanse de salvare. Dar dacă tot se ambiționează să meargă cu mașina proprie și personală, câte unul în mașină, câte una în mașină, câte doi, singur, doi, te gândești că tramvaii deja erau acasă. Nu știi că taxiul n-a ajuns tare departe. Ieri cu șofer personal. Democrație din trafic. Singur în mașină. Doi. Ăsta din Kellerman e singur în mașină. Mașină mare, ocupă mult loc în trafic, în parcare. Autobuz doar mare. Cam la ora asta trebuie să îmbri. Sau poate duce militari acasă. Mașini de teren care consumă mult, stă singur șoferul în mașină, vin cu aici mașina mai modestă, dar cu doi. Mașina foarte veche cu un singur pasager, cu un singur om, șoferul și atât. Alături madama șubă, singur în mașină și cu țigara la gură. Vreau să vorbi cu numere de ilfă. Aici cu numere provizorii, madame, singură în mașină. Două în mașină. Matiz modest. Cât e mai mare mașina, cu atât mai mult loc ocupă în trafic și cu atât mai puțini oameni sunt în mașina aceea. Asta cu numere de praf, o va singur în mașină. Apa Bucovina. Doi oameni în mașină. Amprenta voastră de carbonă e enorm. Mai ales că apa voastră o îmbuteliați în sticle de plastic. Poliția.
doi în mașină, poartă masca pe barbă și niciunul nu are centură. Care au mai reparat denivelările de aici, că erau strașnice cu pot. Niște hârtoape puteai să lunici, să zbori de aici direct sub roțile mașinilor sau autobuzelor. Oho! Și pe podul Ciurel i-am buteiaj. Vin oamenii de pe Sclai. Vor în militari, drumul taberei. Pe drum direct nu au. Au făcut pomul degeaba. Băi, n-ai voie să claxonezi lângă biciclist. E interzis. Înțelegi? Singur în mașină. Singur în mașină, dar cu mască. Bagă-l în mașina de servici sau după geamurile fumurite în spate are pasager. Telefonul la ureche. Ăsta din Vrancea. Își pune și lui și mie viața în pericol. Nu-i atent la drum. Poate să fac un accident sau două. Unul de avertizare și unul de închisoare. De Botoșani, singur în mașină. București, doi în mașină. Unul în mașină, unul. Singur. Unul. Autobuz de Maramureș. Sper că merge cu plinul și încolo și înapoi. Pasajul Lujerului. Mă uit acum în ochii celor pe care i-am întrecut.
să număr câte persoane au în mașină. Eu am ajuns la și 18. Poliție fără mască sau cu masca pe barbă și fără centuri. Și n-aveau girofarul pornit, nu sunt misiune. Deci încalcă legea. Duce marfă. Femeie singură în mașină. Altă femeie singură în mașină. Patru femei singuri în mașină. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Telefonul la ureche.
Cine știe dacă ajunge până aici vreuna din mașinile pe care le-am reținut eu. Dar aș putea să identific altele pe video ca să urmăresc în cât timp a trecut. Ăștia apar seara la televizor, la știri. Au fost doborâți pe trecere de pietoni, pe linia de tramvai. Și următorul vine peste un minut, două. S-a luat fata după băiat și era să o facă lată. Mașina e serie 2, dar șoferul e singur în mașină. Ajunge, nu-i văd. Înseamnă că ori a rămas mult în urmă, ori a luat-o în altă parte. Mă duc eu să-mi caut de treabă. Cam și altă treabă. Nu numai să mă întrec cu mașinile. E un trafic greu.